Orașul Bălț, denumit și capitala de nord a Republicii Moldova, intră în limba actelor la începutul secolului al XVII-lea ca un sătuc obișnuit. Din acest sătuc începe să se dezvolte un târg căruia i s-a atribuit statutul de oraș abia în 1818. Conform unei teorii, prima atestare oficială a localității Bălț a fost înregistrată la 1421. Acest lucru este dedus dintr-un act domnesc din 13 decembrie 1421, în care domnitorul Alexandru cel Bun oficializează donarea orașelor Siret, Văloveț și a unor sate din apropiere ducesei Ringala. Unii specialiști însă au stabilit că actul respectiv nu face nicio aluzie la localitatea Bălț, care ar fi fost donată ducesei. Se vorbește că Mazovii sau Mazovețcăia ar fi primit de la Alexandru cel Bun, fostului soț, după divorț, localitatea Bălț, așa spune în această traducere. Pe când Mazovețcă sau Mazovii se întoarce înapoi la moșia bărbatului ei, care se află, capitala acestui cânezat micuț, era Belis. E încolo se întoarce și nu vin la Bălț. Atunci nu era nicio localitate Bălț. Există însă și o altă versiune, care este și cea mai reală, expusă în Wikipedia și susținută de către istoricul bălțean Teo Teodor Marșalkovski. Potrivit acestei teorii, localitatea Bălț de pe malul râului Răut a fost atestată oficial în 1620 de către locuitorii satului Bălț de pe malul râului cu același nume. Astăzi, un prăiaș care și-are izvorul în satul Iliciovca din raionul Florești și se varsă în râu Cubolta. Această teorie este susținută și de către savanții Academiei de Științe a Republicii Moldova. Pentru întâia dată, satul Bălț este pomenit în 1588. La Cubolta, unde se varsă râul Bălț, care izvorăște în Iliciovca, se varsă în Cubolta, la intersecție. Acolo a fost satul Bălț, însă populația de acolo s-a mutat la în alte sate, în Grigorești, în ultima instanță. Și la urma urmei, în toamna anul 1619 sau primăvara 1620, legat de lucrările agricole, populația bălțeană de acolo trec aici la Bălț, probabil tot la intersecția Răutului cu Răuțel, acolo undeva la poblul Cineului. Asta se întâmplă în toamna anului 1619-1620, dar conform descrierii campaniei poloneze, campaniei la Țuțura, armata poloneză, în frunte cu Zurkievski, ajunge la Țuțura, bătălie nodă, se întoarce înapoi, urmărit de tatari, trece prin sate Scumpia, acolo se întreagă de sate, și la 4 octombrie 1620 ajunge la Răut, lângă satul Bălț. Deci el deja era 1620 satul Bălț, întâmiet. Adică presupun că satul Bălț este fondat aici, în locul acesta, unde e municipiul Bălț, în toamna anului 1619 sau în primăvara anului 1620. Dar documentul ateste anul 1620. Data nașterii orașului Bălț. E documentat aici. Alt Răut nu există, alt Bălț nu există Răut. Când s-a tradus călătoriile lui Delannoy, un călător francez, acolo îl scria că el, acest călător, a mers într-un sat rusesc care se numea Bălț. S-a confundat cu Belz. Asta este o localitate, un oraș, la nord de Lvov, de Lemberg atunci, raionul Socal. El acolo călătorea. Principal că acolo scrie Drugoi Ruski Gorod Belz. A tradus greșit Belz, acest autor. Și când faci analiza morfologică a acestor două noțiuni, vezi că asta nu este Bălț, asta e Belz. Motivul e politic, categoric.
Drugorusky Gorod, alt oraș rusesc. Interesează că Băltusiu, Ruski Gorod, oraș rusesc. În prezent, deși circa 60% din populația municipiului Bălți, potrivit recensământului din 2014, sunt români, în oraș se utilizează în mare parte limba rusă. Fenomenul este cauzat de nedorința autorității publice, alcătuită în mare parte de persoane vorbitoare de limbă rusă, să studieze și să vorbească limba oficială a Republicii Moldova. De aici și orientarea geopolitică spre Federația Rusă, dar și atitudinea mai puțin binevoitoare față de România.